Iată, primul ceas lansat de Garmin anul acesta. Este vorba despre ceasul hibrid VivoMove Trend. Eu am aici modelul silver cu brățară din silicon pe un gri deschis. Ceasul are un aspect analog, nu pare un smartwatch, dar ecranul este tactil și ascunde toate aplicațiile și notificările de care ai nevoie de la un smartwatch. Dublu tap și se transformă dintr-un ceas clasic, analog, într-un smartwatch. Dar ce este un ceas hibrid? Care sunt avantajele și care sunt dezavantajele lui? Asta vom discuta în acest review. Și dacă o să-ți placă acest video, nu uita de like, share și mai ales să nu uiți să apeși butonul de subscribe chiar acum, ca să vezi și alte videouri interesante pe care le voi posta în curând. Ceasurile hibride sunt o combinație unică între analog și digital. Ele ne permit să rămânem conectați fără să sacrificăm eleganța și stilul unui ceas tradițional. Eu una prefer ceasurile clasice, arată mult mai bine, dar aș vrea și să văd pe ceas notificările primite pe telefon fără să scot telefonul din buzunar sau din geantă. Ceasurile hibride sunt în esență ceasuri de mână cu un afișaj analogic și câteva funcții inteligente. Aceste ceasuri pot fi conectate la smartphone prin Bluetooth și pot fi sincronizate cu aplicații pentru a oferi notificări, pentru a urmări activitatea fizică și alte caracteristici. Afișajul analogic al ceasului păstrează aspectul și senzația clasică a unui ceas tradițional. În timp ce caracteristicile smart, inteligente, oferă funcționalitate și confort. Ceasurile hibride au câteva avantaje foarte importante. Unul dintre cele mai mari avantaje este versatilitatea lor. Pot fi purtate cu un costum, la cravată chiar, la un eveniment formal sau cu o îmbrăcăminte casual pentru un cadru mai relaxat sau chiar cu ceva sport. Având și brățară de silicon, se potrivește la orice. Afișajul analogic oferă o estetică atemporală, care nu va ieși niciodată din niciun stil, în timp ce caracteristicile inteligente te mențin și conectat la viața digitală. Așa că ești și clasic și modern. De exemplu, Garmin VivoMove Trend pare un ceas normal, elegant, simplu, dar să nu vă lăsați păcăliți de prima impresie. El este un ceas hibrid, între analog și smartwatch. Sau mai bine zis, este un ceas clasic ce ascunde un smartwatch. Cadranul argintiu din oțel inoxidabil are elementele de culoarea roz gold pentru un look modern, ușor de asortat la orice, și la ceva mai argintiu și la ceva mai auriu. Brățara este din silicon și, deși mi se pare mai potrivită pentru un look sportiv, merge foarte bine la orice. Oricum, poți schimba cureaua foarte ușor. Eu una probabil a schimba-o tot cu una gri, gri deschis sau albă. Chiar am pus ochii pe una din piele de la Garmin. Sistemul de închidere e simplu de folosit, pot închide cureaua rapid cu o singură mână, iar această piedică se așează perfect ca brățara să nu se miște pe parcursul zilei. Brățara ceasului chiar se potrivește foarte bine și cu persoanele care au încheietura foarte mică, așa cum sunt și eu. Garmin VivoMove Trend se conectează aproape instant la telefon. Trebuie doar să ai instalată aplicația Garmin și să ai cont. Apoi pornești Bluetooth-ul și urmărești instrucțiunile de conectare de pe ceas. Toată operațiunea o să dureze, cred că, cel mult 5 minute. Acest model de la Garmin este un smartwatch care chiar îți monitorizează și nivelul de stres, bătăile inimii și somnul. În plus, și poți plăti cu el dacă ți înregistrezi cardul bancar prin funcția Garmin Pay. Urmărirea activității fizice este o altă caracteristică care face ca aceste ceasuri hibride să fie atât de populare. Acestea pot urmări pașii, caloriile arse și chiar să monitorizeze ritmul cardiac. O astfel de funcție este deosebit de utilă pentru cei care își doresc să își atingă obiectivele de fitness, fără a fi nevoie să poarte și un alt dispozitiv. Ai nevoie doar de acest ceas, nu de un ceas clasic, să zicem, ca să fii și elegant și apoi și de o brățară de fitness, lângă care numai elegantă nu este. Garmin VivoMove Trend are și alarmă, are cronometru, schimbă automat ora la cea de vară sau la cea de iarnă și are și multe alte funcții și opțiuni utile, pe lângă cele de monitorizare a activității fizice.
Are oricum diferite exerciții pe care le monitorizează exact ca o brățară de fitness, chiar și not, pentru că ceasul este rezistent la apă, dar nu la scufundări. Trimite și alerte de puls în cazul în care ai exagerat un pic cu exercițiile fizice sau alerte de mișcare dacă stai prea mult pe scaun. Durata bateriei este un alt avantaj al ceasurilor hibrid. Acestea au de obicei o durată de funcționare a bateriei cu o singură încărcare de aproximativ o săptămână, în comparație cu cele 2-3 zile, cum au majoritatea smartwatch-urilor cu ecrane active și luminoase tot timpul, pentru că ecranul consumă mai repede bateria. Garmin VivoMove Trend are o durată a bateriei de vreo 5 zile, dar se încarcă super rapid prin cablu special din cutie, cu port USB tip C, ce permite încărcarea la priză cu ajutorul unui adaptor de priză cu USB tip C, există, sau direct în PC, laptop sau chiar baterie externă. În plus, se poate încărca și wireless și acum să vorbim de dezavantaje, chiar dacă sunt foarte puține. Ceasurile hibrid nu au toate funcțiile unui ceas inteligent, al unui smartwatch, cum ar fi comenzi vocale, streaming de muzică sau plăți mobile sau posibilitatea de a vorbi la ceas sau să-i adaugi un eSIM și chiar să faci apeluri de pe ceas și să vorbești la ceas. Garmin VivoMove Trend nu are acele comenzi vocale, nu poți vorbi la el, dar poți controla muzica de pe ceas și poți plăti prin Garmin Pay, dacă ai înregistrat în prealabil un card bancar. Poți chiar folosi localizare telefon, așa se cheamă funcția, ca să găsești telefonul și să sune chiar dacă este pe modul silențios. Dar, în general, la ceasurile hibrid, afișajul digital peste cel clasic nu este de obicei așa de ușor de citit, mai ales în condiții de luminositate scăzută sau dacă nu bate lumina soarelui așa cum trebuie. Ceea ce am observat și eu, câteodată partea digitală este mult prea discretă și trebuie să mișc un pic mâna ca să văd ce scrie pe ecran. Și acum prețul. Garmin VivoMove Trend costă aproximativ 1100 de lei, dar zic eu că merită banii pentru că este combinația perfectă între un ceas clasic și un smartwatch. În concluzie, ceasurile hibrid oferă o combinație unică de tehnologie tradițională și modernă. Acestea combină eleganța și stilul unui ceas tradițional, unui ceas clasic, cu confortul și funcționalitatea unui smartwatch. Ceasurile hibride sunt versatile, oferă urmărirea activității fizice și furnizează notificări fără a sacrifica durata bateriei sau stilul. O să arătați foarte bine cu un ceas hibrid la mână. În timp ce poate nu au chiar toate funcțiile unui ceas inteligent, dar aici depinde foarte mult și de ceas. Garmin VivoMove Trend le are cam pe toate. Zic eu că ceasurile hibrid sunt o combinație excelentă pentru cei care doresc confortul funcțiilor inteligente fără a sacrifica estetica clasică a unui ceas tradițional.